Salut! Astăzi învățăm câteva posibilități alternative de a cânta un acord de Fa major. Pentru varianta standard, clic pe linkul de mai sus. Așadar, în afară de această variantă de bază, haideți să vedem ce alte posibilități mai avem de a cânta un Fa major. Putem pune degetul 1 pe coarda a 4-a în poziția a 3-a, degetul 2 într-o mică extensie în poziția 5-a pe coarda a 3-a, degetul 4 poziția 6-a, coarda a 2-a și degetul 3, coarda a 1-a, de asemenea poziția 5-a. Tragem de primele 4 corzi. Iată un alt Fa major. Mergem mai departe pe grif, punem un mic bare în poziția 5-a, degetul 2, poziția 6-a, coarda 2-a, degetul 3, poziția 7-a, coarda 4-a și degetul 4, poziția 8-a, coarda 5-a. Tragem de primele 5 corzi. Un alt Fa major. Mai sus pe grif, cu un bare în poziția 8-a și degetele 2, 3, 4, unul sub altul, pe coarda 4-a, 3-a, 2-a, în poziția a 9-a. Ținem de asemenea un Fa major. Și în fine, dacă punem un bare mic în poziția a 10-a și degetul 4 pe prima coardă în poziția a 13-a, trăgând de primele 3 corzi, avem de asemenea un Fa major. Iată deci alte câteva posibilități de a cânta Fa major. Thank you.